Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. A mai fost o ediție în care am discutat despre anul milostivirii în Biserica Romano-Catolică, un an declarat de Sfântul Părinte Papa Francisc la 8 decembrie 2015, un an care se va încheia în anul acesta la 20 noiembrie, așadar suntem în plin la mijlocul anului milostivirii și ne-am propus ca și în această ediție să discutăm despre anul milostivirii și mai ales accentul să cadă în această ediție pe Sfinții Milostivirii, pe mesagerii care poartă îndurarea lui Dumnezeu, mesajul îndurării. O facem în această ediție cu invitații care ne-au onorat și le spun bun venit. Mai întâi, bine ați venit, Părinte Iosif Iacob, profesor la Facultatea de Teologie. Mersiua, bine v-am găsit. Bine ați venit și dumneavoastră, Părinte Claudiu Bulai, de la Comunicații Sociale ale Diecezei de Iași. Mersiua și bine v-am găsit. Vorbim despre anul milostivirii. De ce un an al milostivirii? Și facem în felul acesta legătura cu emisiunea, cu ediția de data trecută și înțelegem mai mult mesajul acestui an. De ce așadar un an al milostivirii? Sigur, înainte de toate trebuie să facem referință la dimensiunea timpului. Timpul în sine. Dumnezeu dorește să ca fiecare creștin, fiecare credincios să-l trăiască mai ales în dimensiunea sa sacră. În sensul acesta, biserica, în mod particular prin puterea pe care o are Sfântul Părinte, atunci când consideră necesar, dar în mod special în anii jubiliari, dacă e să mergem în trecut, în tradiția bisericească, dar și chiar în tradiția ebraică, întotdeauna s-a practicat acești ani jubiliari ca fiind anii în care era propusă spre a actualiza în viața omului o dimensiune particulară a vieții de credință, a credinței, a da mai mult sens trăirii credinței. Și în mod special, dacă facem referință la tradiția ebraică, noi știm că la fiecare 25, fiecare 50 de ani era propus un an jubiliar, un an în care se iertau toate datoriile, în care trebuiau să se reajusteze relațiile dintre oameni. În Biserica Creștină este propus acest an jubiliar tocmai pentru a se pune în lumină cât de important este ca omul să reintre în dimensiunea spirituală a vieții sale. Iar dacă facem referință la acest an, care este an jubiliar al milostivirii, în mod particular ne îndreptăm către o dimensiune particulară a vieții de credință, care este aceea iertării, a milostivirii, care este o necesitate a ființei umane pe parcursul existenței sale pe acest pământ, când întâlnește nenumărate situații, dificultăți care îl îndepărtează de chipul lui Dumnezeu, de relația adevărată, profundă, sinceră pe care ar putea o avea cu Dumnezeu. În sensul acesta, Sfântul Părinte a declarat că acest an, cu referință la perioadele pe care dumneavoastră le-ați menționat, a declarat că acest an să fie un an în care fiecare creștin să aibă posibilitatea unei reîntregiri a relației sale cu Dumnezeu prin intermediul iertării și a milostivirii. Dar ce se înțelege prin milostivire, Părinte Claudiu? În primul rând, milostivirea, trebuie spus că este o nuanță a iubirii. Vedem în acest an al milostivirii, se sublinează foarte mult acest cuvânt milostivire, dar el nu a fost inventat acum, nu a fost pregătit pentru acest an. El există încă de la început. Aducem aminte că Dumnezeu la început, când a creat lumea, nu era dator să facă acest lucru, dar în iubirea sa nemărginită, în iubirea sa fără a ține cont de problemele care ar putea să apară din partea omului, iată că Dumnezeu a dorit să ofere această viață oamenilor, a dorit să creeze lumea și la început milostivirea a fost oferită ca un dar. După căderea omului în păcat, această milostivire a lui Dumnezeu s-a transformat în iertare. De aceea milostivirea pe care o celebrăm în acest an se referă în special la iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu și la primirea din nou acasă, în casa Tatălui, a fiecărui păcătos, a fiecărui creștin care dorește să se întoarcă. O milostivire care este de altfel prezentă și în liturghie,
În sensul că și în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, de multe ori ne adresăm lui Dumnezeu spunându-i să se îndure de noi, să aibă milă de noi. S-a deschis la 8 decembrie 2015, ați participat la deschidere. Ce vă amintiți? Cum s-a deschis acest an? Mai întâi la nivelul Bisericii Universale și apoi la nivelul fiecărei dieceze. Ați participat ambii la deschiderea din dieceză, din catedrală. Ce vă amintiți? Prin ce s-a deschis acest an? Cu siguranță, deschiderea unui an jubiliar și jubiliar al milostivirii are și niște particularități. Înainte de toate, deschiderea a avut loc la nivelul Bisericii Universale prin actul pe care Sfântul Părinte l-a făcut atunci când a deschis Poarta Sfântă, care este imaginea care însoțește întreg anul jubiliar, în care sunt invitați credincioșii să treacă această poartă ca semn al trecerii spre o nouă viață, având iertarea, milostivirea lui Dumnezeu, să treacă spre o nouă viață. În cadrul diecezei noastre, bineînțeles, am participat la acel moment particular în care Preasfințitul a deschis poarta jubiliară și în care a invitat toți credincioșii să se facă părtași de acest dar pe care l-au în această perioadă. Bineînțeles, aici găsim și o particularitate. Dacă până anul acesta, până la acest jubileu, porțile milostivirii sau poarta milostivirii se deschidea în mod particular la nivelul Bisericii Universale în Roma, în acest an, Sfântul Părinte Papa Francisc a avut această inițiativă pentru a veni în ajutorul credincioșilor ca să se deschidă cât mai multe porți jubiliare în toate diecezele și chiar în mai multe locații din fiecare dieceză în parte. De altfel, în dieceza de Iași s-au deschis porți jubiliare, așa cum spuneați dumneavoastră, la Cacica, la Bacău și la Iași. Colegii mei din studio vor pune imagini și toți cei care priviți spre noi acum veți vedea imagini derulându-se din aceste biserici unde s-a deschis Poarta Sfântă și implicit anul jubiliar. Ce s-a făcut până acum în acest an al milostivirii? Care au fost inițiativele și care vor mai fi altele? Până acum, mai ales la nivel de Biserică Universală, s-au celebrat mai multe jubilee. Lista jubileilor conține 12 și până acum s-a ajuns la numărul 6. S-au celebrat deja 6 jubilee, urmând ca în următoarea perioadă să se mai celebreze încă 6. Pe lângă aceste jubilee, care sunt într-adevăr momente adică forte... Adică în ce sens jubilee? Adică momente de har, momente cu o bogată încărcătură spirituală în care anumite categorii, să spunem copii, tineri, preoții, diaconii, persoanele care au aderat la devoțiunea față de Divina Îndurare, merg la Roma, merg la Poarta Sfântă, la Vatican și celebrează împreună cu Papa jubileul pentru acea categorie de persoane. E bine, am spus deja, 6 jubilee au fost celebrate, urmând ca să se ajungă până la cifra 12. De altă parte, au fost și alte inițiative. Sfântul Părinte a trimis misionarii milostivirii, preoți care au misiunea de a predica și de a spovedi, de a împăca pe oameni cu Dumnezeu. Apoi a mai fost inițiativa 24 de ore pentru Domnul, în care oamenii s-au adunat în special de sacramentul spovezii, împăcându-se cu Dumnezeu și astfel reîntorcându-se acasă, ca să vorbim într-un mod simbolic. Și în dieceza noastră, în dieceza de Iași, au avut loc mai multe inițiative, în special chiar Papa a cerut în documentul prin care a convocat acest an sfânt, a cerut să se facă misiuni populare. Momente în care credincioși, întreaga comunitate, să se adune, preoții să vină în număr cât mai mare pentru a sta la dispoziția credincioșilor care doresc să se spovedească și astfel să se mediteze și să se aprofundeze mai mult tema milostivirii. Aceste misiuni populare se desfășoară în fiecare comunitate, în fiecare parohie și vedem că, personal am participat la aceste misiuni și vedem că, într-adevăr, sunt momente forte de credință și de apropiere față de milostivirea lui Dumnezeu, pentru că aproape întreaga comunitate, dacă nu chiar întreaga comunitate, participă, simte că trăiește momente de har, se împacă cu Dumnezeu și astfel, la urmă, ajunge să simtă milostivirea lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați participat chiar la un congres al milostivirii. Spuneți-ne ceva despre acest congres, despre ce a fost vorba acolo. Într-adevăr,
în perioada 31 martie 4 aprilie, la Roma a avut loc un congres al milostivirii, un congres care de altfel are loc la nivel european, la nivel continental în general, aproape în fiecare an, uneori din 2 în 2 ani. Anul acesta a avut loc la Roma împreună cu pelerinajul milostivirii. S-a desfășurat într-o biserică din orașul Roma și au participat la acest congres reprezentanți ai diferitelor națiuni. Din România au participat un număr de 18 persoane, în care timp de 2 zile au fost conferințe și mărturii legate de această dimensiune a iertării și a milostivirii în biserică. În mod particular, mărturii în care oameni au făcut experiența milostivirii și au dat mărturie de această experiență. După care am avut o frumoasă întâlnire de rugăciune cu Sfântul Părinte în piața Sfântul Petru, la care la fel au fost foarte mulți participanți din diferite națiuni. Iar în ziua de 3 aprilie, în Sfântul Petru, a avut loc liturghia care a marcat și jubileul persoanelor care au o devoțiune particulară față de Divina Milostivire. De altfel, în imaginele pe care le-am urmărit, sunt câteva de la acest congres, precum și sunt câteva imagini cu Sfinții ai Milostivirii, pentru că spuneam că dorim să ne apropiem în această ediție de Sfinți care au purtat mesajul acesta al Milostivirii lui Dumnezeu. Cam câți Sfinții ar fi care au purtat mesajul lui Dumnezeu sau care ar fi care v-au atras atenția într-un mod deosebit? Sigur, acum nu putem pune o limită la Sfinții Milostivirii. Într-adevăr, pentru acest an s-au propus câțiva sfinți, cum ar fi Sfântul Ioan Paul al II-lea, sunt fericită Maică Tereza de Calcuta, Sfânta Tereza de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, dar numărul sfinților care ar putea fi numit Sfinții ai Milostivirii este mult mai mare. Personal, mie mi-a atras atenția Sfânta Tereza de Lisieux și fericitul Pier Giorgio Frassati, două persoane care s-au dăruit lui Dumnezeu, care l-au slujit pe Dumnezeu și au arătat milostivirea lui Dumnezeu în viața proprie și mai ales au fost persoane tinere, au trăit această viață și s-au întors la Tatăl Ceresc la o vârstă fragedă, la vârsta de 24 de ani. Pe dumneavoastră, care sfinți v-au fascinat într-un mod deosebit? Care au vorbit despre milostivire, au practicat milostivirea? Sigur, înainte de a aminti sfinții care într-un mod sau altul au fost prezenți și sunt prezenți în viața mea și în vocația pe care la care am fost chemat, aceea de a fi preot a preoției, a Sfintei Preoții, aș dori să menționez un lucru, faptul că nu putem detașa dimensiunea sfințeniei de dimensiunea milostivirii. Cred că toți sfinții, într-un mod mai mult sau mai puțin profund, au făcut experiența și trebuie să facă experiența milostivirii, întrucât experiența sfințeniei este însăși darul lui Dumnezeu și noi știm că suntem sfinți prin darul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu, descoperim chipul lui Dumnezeu ca fiind milostiv și ne oferă acest dar al sfințeniei. Iar eu, în mod particular, am făcut experiența milostivirii prin intermediul unor sfinți sau unor exemple. Și aș aminti doi sfinți care mi-au marcat, sau un sfânt, doi sfinți care mi-au marcat perioada de formare seminarială în vederea Sfintei Preoții. Unul dintre aceștia ar fi Sfânta Faustina Kowalska, o sfântă poloneză, care practic a fost și inițiatoarea devoțiunii Divinei Îndurări, Divinei Milostiviri, la începutul secolului al XX-lea. Și Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, care practic a fost continuatorul acestei devoțiuni, întrucât el a fost și cel care a canonizat-o, a beatificat-o, adică a ridicat-o la cinstea altarelor și a canonizat-o pe Sfânta Faustina Kowalska. Deci sunt doi sfinți care într-un mod sau altul sunt legați profund de dimensiunea iertării și a milostivirii. Păi haideți să ne oprim asupra lor și să luăm pe prima sfântă, Faustina Kowalska, cea care a și venit și a
cumva adus în centrul atenției omenirii mesajul acesta al milostivirii. Aș dori mai întâi să creați un cadru al biografiei, când a trăit și ce anume a făcut. Da. Sfânta Faustina Kowalska s-a născut într-un sătuleț simplu din centrul Poloniei, undeva lângă Lodz, lângă orașul Lodz, dintr-o familie simplă. Era al treilea copil din cei 10 și se naște înaintea Primului Război Mondial. Face experiența Primului Război Mondial, s-a născut în 1905, face experiența Primului Război Mondial, iar de la vârsta de 7 ani, suntem încă înaintea Primului Război Mondial, simte o chemare particulară spre viața religioasă, spre viața de mănăstire, viața călugărească. Încearcă să dea curs acestei chemări, însă datorită situației familiei nu reușește într-o primă etapă. La vârsta de 16 ani merge și lucrează pentru a-și ajuta familia, dar își păstrează această dorință de a intra, de a avea o viață particulară, religioasă, și cere chiar părinților permisiunea de a intra în mănăstire. Părinții nu permit într-o primă etapă, ajungând apoi la vârsta de 20 de ani, în 1925, să primească acceptul părinților, să primească permisiunea părinților și să fie primită într-o congregație a Fiicelor Sfinte Fecioare Maria a Milostivirii. Aici va rămâne doar 13 ani, întrucât la vârsta de doar 33 de ani va muri. Dar acești 13 ani sunt ani încărcați de o spiritualitate și de o trăire profundă a Evangheliei. În mod particular, ea s-a bucurat de nenumărate trăiri, experiențe mistice, care sunt relatate în acest volum, care este și micul ei jurnal, pe baza căruia s-au scris toate arătați biografiile. La cameră volumul micul jurnal. S-au scris toate biografiile Sfintei Faustina Kowalska. Aici, practic, avem, vedeți, este destul de voluminos, avem tot ceea ce ea a lăsat în scris și mai ales modul în care ea experimenta, trăia legătura sa profundă cu Dumnezeu. Dacă rețineți într-un mod deosebit ce a spus despre milostivire sau câteva lucruri importante din viața ei. Dacă e să fac referință la ultimul moment, ultima clipă a vieții sale, pe patul de moarte, i-a spus că misiunea mea pe acest pământ abia acum începe, întrucât va trebui ca lumea să adere, să-și deschidă inima la darul iertării și al milostivirii lui Dumnezeu. Și încet, încet, pe parcursul anilor, această devoțiune s-a extins în întreaga lume și astăzi nenumărate persoane beneficiază de acest mesaj. Ce am putea noi să învățăm de la ea? Sunt nenumărate aspecte care ar putea fi preluate spre a fi trăite. Mai în toate, o încredere deosebită în Dumnezeu. Ea este maestră în a avea încredere în prezența lui Dumnezeu constantă în viața omului. Dumnezeu, cu cât omul poate simte că se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, pentru Dumnezeu acelea devin căi prin care el să ajungă mai aproape de inima omului. Spuneați și dumneavoastră că v-au fascinat câțiva sfinți și, în primul rând, numeați pe Tereza Pruncului Iisus sau Tereza de Lisieux. Creați la fel un cadru al biografiei și apoi ne oprim la câteva aspecte. Sfânta Tereza de Lisieux s-a născut în anul 1873 în orașul Lisieux din Franța și încă de mică a fost o fire sensibilă și bolnăvicioasă. Fiind mezina, fiind cea mai mică din casă, primea iubire din partea tuturor. De aceea, atunci când nu primea un gest de iubire, suferea. Iar acest lucru o făcea să nu mai aibă curajul de a merge mai departe. Fiind atât de sensibil, a avut și nefericită ocazie de a trăi experiența morții mamei sale. La vârsta de 4 ani, aceasta s-a stins din viață și bineînțeles că Tereza a suferit mai mult și a devenit și mai sensibilă. Una dintre surori i-a luat locul mamei și a devenit practic a doua mamă. A încercat să o ajute, a încercat să o încurajeze, dar în continuare ea era sensibilă și se ruga bunului Dumnezeu ca să depășească această sensibilitate, această problemă a ei. La fel a făcut și la vârsta de 13 ani, când în noaptea de Crăciun
mergând la Sfânta Liturghie, s-a rugat Domnului ca să o ajute să scape de această slăbiciune, de această schimbare a atitudinii vieții ei. Și mergând acasă, l-a auzit pe tatăl său care a spus că s-a săturat să tot îi facă cadou și la vârsta aceasta de Moș Crăciun, de sărbătorile de iarnă. Și Tereza a auzit inevitabil această replică a tatălui și spre surprinderea ei, deși într-o primă fază a fost tristă, apoi s-a simțit puternică, s-a simțit că poate depăși acest moment. Și atunci a simțit că Dumnezeu într-adevăr a ajutat-o cu harul său și ceva în viața ei s-a schimbat. Mai târziu, după acest moment, și-a dorit să intre în mănăstirea carmelitană. Această dorință nu a putut să o realizeze pentru că era prea tânără, însă la vârsta de 15 ani, când a mers cu tatăl ei în pelerinaj la Roma, a profitat de această ocazie și împreună cu tatăl său a mers și a vorbit cu Sfântul Părinte Leon al XIII-lea despre faptul că, deși este tânără, își dorește să intre în mănăstire. Și bineînțeles că sanctitatea sa, la un an de zile aproximativ, a dat acceptul ca să intre și ea a intrat în mănăstire, în mănăstirea carmelitană, unde și-a întâlnit surorile, pentru că mai avea încă două surori care erau în această mănăstire, și și-a dedicat întreaga viață lui Dumnezeu. A slujit cum a știut mai bine. Nu s-a dat deoparte din fața nici unei munci mai dificile, mai grele. Și mereu a căutat să-L slujească pe Domnul și mai ales s-a rugat pentru misionari. Își dorea foarte mult să meargă în misiune, dar din cauza stării de sănătate nu a putut merge. În schimb, a încurajat pe preoții misionari, s-a rugat pentru preoții misionari. Din păcate, la vârsta de 24 de ani, fiind bolnavă de tuberculoză, s-a stins din viață, a murit, însă în urmă a rămas viața ei, a rămas exemplul ei și iată că în anul 1923 a fost mai întâi beatificată, declarată fericită, apoi în 1925 a fost declarată sfântă, ca mai târziu, în 1927, ea care nu ieșise niciodată din mănăstire să fie declarată patroana misionarilor. Ce ar putea să învețe generațiile de astăzi de la ea? În primul rând, viața ei, gesturile mici pe care le făcea, au făcut din ea o mare sfântă. De multe ori oamenii au impresia că trebuie să facă lucruri mărețe pentru a ajunge sfinți sau trebuie să-și pună piedici în viața lor, să-și pună restricții, mortificații pentru ca astfel să ajungă sfinți. Este adevărat acest lucru, dar acest lucru se poate face cu zâmbetul pe buze. Din viața Sfintei Tereza învățăm că gesturile mici au făcut o sfântă mare. De exemplu, mi-aduc aminte că ea își propusese că atunci când merge la masă sau când merge în capelă la rugăciune, să nu se sprijine de spătarul scaunului, ci să stea drept și făcea acest sacrificiu pentru Hristos. Sunt lucruri mărunte, sunt lucruri simple, pe care fiecare putem să le facem, pe care putem să îi le oferim Domnului și astfel să învățăm de la acest exemplu că viața noastră poate fi ca asemenea unui sfânt. Ioan Paul al II-lea l-am prins toți, îl știm toți. Spuneți-ne ce putem să învățăm de la el. Cu siguranță, înainte de toate, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea s-a remarcat în aceste timpuri, în mod particular, printr-o atenție specială pe care omul este chemat să o acorde omului din respect față de Dumnezeu și este chemat să o acorde lui Dumnezeu din respect față de om. El, cred că aceasta a fost lecția cea mai frumoasă pe care Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea ne-a lăsat-o, ca să apreciem în om ceea ce Dumnezeu a sădit mai de preț. Și în felul acesta nu facem decât să-i aducem o laudă particulară lui Dumnezeu. Suntem spre finalul emisiunii. Ar trebui să ne oprim și mai mult asupra Sfântului pe care ați spus că v-a fascinat, pe Giorgio Frassati. Spuneți-ne doar perioada când a trăit și de ce anume v-a fascinat, ce anume transmite pentru astăzi. Fericitul Pier Giorgio Frassati a trăit în perioada 1901-1925, la fel a avut o viață scurtă, a murit la vârsta de 24 de ani de poliomielită. În schimb, ceea ce fascinează la acest tânăr este că, deși făcea parte dintr-o familie burgheză, deși făcea parte dintr-o familie bogată, a avut ocazia să călătorească în străinătate, mergea la munte, mergea cu mașina, făcea lucruri pe care le făceau tinerii din perioada lui și pe care le fac și tinerii din perioada noastră. Cu toate acestea, ceea ce fascinează la el este că își trăia viața așa cum i-a oferit-o Dumnezeu, cu toate posibilitățile, dar nu uita nici de cei săraci, de cei de lângă el. De aceea,
din puținul care l-ar avea, din banii pe care îi avea până și pentru tramvai sau pentru tren, îi oferea săracilor și apoi venea acasă pe jos. Erau lucruri mărunte, lucruri mici pe care le făcea, dar arăta inima mare pe care o avea. Iar acest lucru îi se datora în special faptului că încă de la o vârstă fragedă obișnuia să se împărtășească zilnic. Avea o relație apropiată cu Iisus, din care primea puterea de a face binele și de a împlini voința. Astfel că atunci când a fost înmormântarea, de exemplu, rudele, părinții, au rămas impresionați de câți oameni au venit la mormântare. În acea perioadă se spunea că au participat la fel de mulți oameni cum au participat la mormântarea Sfântului Ioan Bosco. Pentru că, dincolo de prietenii, mulți prieteni pe care i-avea, pentru că era o fire populară, dincolo de acești prieteni au venit oamenii pe care el i-a ajutat și rudele acestora care s-au bucurat de ajutorul lor. Și astfel a fost un moment dureros pentru tatăl său când a exclamat că eu nu-mi cunosc propriul fiu, eu nu știam că el poate să facă toate aceste lucruri. De aceea, prin felul lui de a fi, a reușit să ajungă un sfânt mare. În timp ce prezint unele materiale care au apărut, unele cărți, aș dori să vă întreb, părinte, cum putem noi să trăim mai bine acest an al milostivirii? Cred că experiența milostivirii fiecare creștin este chemat să o facă, înainte de toate deschizându-se unei relații mai profunde cu Dumnezeu. Cred că primul act al milostivirii trebuie să-l facem față de noi înșine. Orice persoană care se închide unei relații frumoase, autentice, profunde cu Dumnezeu, se închide darului milostivirii. În egală măsură, orice creștin care face experiența lui Dumnezeu, care îl întâlnește pe Dumnezeu, care se simte privit, care întâlnește chipul lui Dumnezeu, este chemat să fie purtător a acestui chip. Acolo unde el trăiește, în activitățile sale zilnice, să fie purtător al iertării, al milostivirii. Și cât de mult omul de astăzi, oamenii de astăzi, nu au nevoie de a face experiența iubirii și milostivirii particulare pe care noi oamenii trebuie să ne oferim unii altora. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare ca să v-am ca invitat și să vorbim împreună despre anul milostivirii și într-un mod deosebit de câțiva sfinți care v-au fascinat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. Anul milostivirii ne cheamă să ne apropiem de Dumnezeu, să simțim îndurarea lui Dumnezeu, să experimentăm noi înșine iertarea Lui și mai ales să privim spre sfinți, să imităm și să încercăm să ducem o viață sfântă. Până la ediția viitoare, peste 2 săptămâni, vă doresc numai bine!